Rupuri de aplauze s-au auzit în Parcul Chindia pentru copiii speciali, care au oferit momente speciale. Munca acestor oameni minunați i-a impresionat până la lacrimi pe cei prezenți la eveniment. Cei 18 copii fac parte din asociația Eu Pot și sunt parte din fundația Special Olympics, o parte dintre ei cu deficiențe fizice și intelectuale, precum sindromul Down, autism sau ADHD. Mișcarea le este extrem de benefică, iar profesoara lor a ales să facă mișcare prin dans. Astfel pot socializa cu copiii sănătoși, iar integrarea în grup îi ajută foarte mult în dezvoltarea aptitudinilor de comunicare. Vrem să transmitem un mesaj cu ocazia asta, să facem o lume mai bună și să reușim să aducem fericire pe chipul copiilor. Cum îi ajută terapia prin mișcare și de ce prin dans? În primul rând, pentru dezvoltarea lor personală. Sunt eu, cel puțin, de câte ori lucrez cu ei și facem antrenamente în sala Universității Valahia, nu văd decât fericire pe chipul lor și chiar una din fetițe, Ștefania, are rezultate deosebite, merge din ce în ce mai bine, prin dans, efectiv prin dans. Pe scenă au urcat aproximativ 100 de copii, care au acceptat în gașca lor și pe cei care nu pot comunica la fel de bine sau care nu se pot mișca la fel de ușor. Aceasta este, de fapt, cea mai bună terapie pentru persoanele cu deficiențe fizice sau psihice. Nici ploaia nu i-a speriat pe spectatori, care au ținut cont de rugămințile copiilor. Seara a fost încheiată cu momente de suflet pregătite de copii speciali. La final, toți micuții artiști au fost premiați.